multe dintre vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone trec pe bulevardul Nicolae Titulescu din Slatina. Polițiștii locali spun că ei pot să circule pe acest traseu numai dacă plătesc la primărie o taxă de tranzitare a orașului. Vă aducem la cunoștință că ați fost oprit în transit pentru verificarea documentelor și să vedem dacă dumneavoastră ați achitat taxa pentru a tranzita orașul. În numai câteva ore, oamenii legii au aplicat numeroase sancțiuni șoferilor care nu aveau plătit această taxă. Îmi dau amendă de fiecare dată. O să contez, dar nu știu, e o neînțelegere. În timp ce unii șoferi s-au luat la ceartă cu polițiștii locali, pasagerii aflați în microbuze s-au revoltat și ei, fiind nemulțumiți că vor ajunge cu întârziere la destinație. Păi dar eu am plătit biletul, și stau aici ca prostul. Ne duce până la destinație, se întoarce înapoi și își vede de treaba lui. Unde trebuie să ajungeți? La capătul de linie acolo. Linii. Și trebuie să mai sunt 2 km. Mă duc pe jos și am plătit biletul. Amenzile aplicate de polițiști pentru șoferii care nu au plătit taxa de tranzitare sunt cuprinse între 765 de lei și 1700 de lei. Avem un inel de ocolire a orașului format din strada Ionașcu, strada Uituz, strada Pitești, strada Cirașu, Artilerii, strada Văilor. Străzi pe care aceștia pot circula, pot ocoli orașul și să-și lasă marfa, pot lăsa persoane nestingheriți. Însă în momentul în care intră în oraș și trebuie să înțeleagă că trebuie să achite această taxă. În ultimele zile, polițiștii au aplicat aproape 40 de amenzi, iar controlele vor continua și în perioada următoare. Săptămâna asta avem un număr de 35-40 de amenzi. Anul trecut ele s-au ridicat la un număr de peste 600 de sancțiuni contravențiale aplicate, întrucât vedem că în continuare avem șoferi care nu respectă aceste reguli. Taxa de tranzitare a orașului este stabilită în funcție de fiecare autovehicul cu masa mai mare de 3,5 tone.